Sunset Symphony, un eveniment cultural devenit deja tradiție, s-a întors pentru al treilea an consecutiv pe faleza cazinoului din Constanța. Până pe 17 august, constanțenii și turiștii au ocazia să asculte muzică românească și străină de calitate. Interpretată live de Orchestra Simfonică Big Dim A Band a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Orchestra formată din 25 de muzicieni și condusă de dirijorul Răzvan Metea a pregătit 60 de melodii dintr-o plajă diversă, de la Maria Tănase la Dmitri Șostakovici și Metallica. Concertele au loc în fiecare seară pe faleza Casino Constanța, în zona grupului statutar Pescarii, între orele 20 și 21. Publicul poate asista gratuit la toate spectacolele. Pentru ediția 2019 a Sunset Symphony, organizatorii au pregătit un repertoriu inedit, care va cuprinde piese românești și străine cunoscute și apreciate de publicul larg, de genuri muzicale diferite. Prin scoaterea muzicii simfonice din sălile tradiționale și din tiparele conservatoare, cu adresabilitate strictă pentru un public restrâns, elitist, și prin aducerea acesteia în atenția publicului larg, Sunset Symphony 2019 propune dezvoltarea de audiențe noi și oferirea unui produs cultural de calitate, unui public țintă din toate categoriile sociale și de vârstă. Calitatea deosebită a actului artistic oferit publicului larg și nu doar unuia avizat, precum și susținerea concertelor într-un spațiu absolut neconvențional, sunt aspecte care conferă proiectului caracteristicile unei manifestări culturale originale și de calitate, a declarat Georgiana Rusu, organizatoarea evenimentului. Repertoriul cuprinde 60 de melodii cunoscute, piese celebre de muzică simfonică, precum și adaptări pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, hituri, pop-rock românești și străine, cântece cunoscute de muzică populară românească, reorchestrate pentru interpretarea cu orchestră simfonică.